Anul acesta, sărbătoarea Florilor sau a intrării Domnului în Rusalim, este o sărbătoare prăznuită totuși într-o atmosferă sumbră din cauza pandemiei. O mulțime de oameni sufere de teamă, teama de îmbolnăvire, teama de moarte, teama de schimbarea a societății. O incertitudine privind viitorul imediat. Și de aceea, noi în această zi avem o tristețe în plus, și prin faptul că slujitorii bisericii nu pot să slujească în biserici de față, fiind prezenți în mod fizic, credincioșii, ci credincioșii urmăresc. Prin radio și televiziune, sau prin internet, slujbele din biserică. Și asta este, totuși, o mângâiere, o consolare. Însă, noi, în acest context dificil, totuși, trebuie să cultivăm speranța, să ne rugăm Mântuitorul Isus Hristos, Cel ce a înviat pe Lazar și l-a ridicat din stricăciune și a schimbat lacrimile Martei și ale Mariei în bucurie să ne ajute și pe noi să ne ridicăm din teama prea mare de boală și să ne întărim în credință și în fapte bune, în milostenie, în ajutorarea celor aflați în nevoi. Să nu ne gândim atât de mult la noi înșine, ci mai mult la nevoile altora, mai slabi decât noi, mai sărați decât noi și mai neajutorați decât noi. Și prin aceasta simțim cum în sufletul nostru intre binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos. să l rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos care a intrat în Ierusalim să intre și în sufletele noastre și în casele noastre care au devenit în aceste zile, paraclise și capele familiale, ținând legătura prin rugăciune cu Biserica din Parohie. Prin aceasta arătăm și noi că biruința lui Hristos asupra morții, asupra suferinței, este biruința iubirii sale jerfelnice, a iubirii sale care a plâns când a văzut mormântul lui Lazar. Deci, cel mai scurt verset de Noul Testament, Iisus plângea. Îl avem în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 35. Iisus plângea, adică arăta compasiune. Și astăzi Iisus plânge când o mulțime de oameni suferă, când o mulțime de oameni au decedat. Dar așa cum a transformat lacrimile surorilor Marta și Maria, în bucurie, așa ne va ajuta și pe noi să ajungem la sărbătoarea Sfintelor Paști și să biruim această mare încercare a pandemiei actuale.